Ziua de 10 mai are o triplă semnificație pentru țara noastră. Începutul domniei principelui Carol, proclamarea independenței de stat și încoronarea lui Carol I, drept primul rege al României. Există încă anumite confuzii referitoare la data când a fost proclamată independența României și asta pentru că în timpul regimului comunist, pentru a se disocia momentul proclamării independenței de 10 mai, ziua dinastiei și ziua națională a României, oamenii erau învățați la școală că pe data de 9 mai a fost proclamată de plină independența țării. Păi, nu prea ar mai însemna la noi. Preferați monarhia sau democrația? Nu, democrația un pic. Și credeți că ar trebui sărbătorită ziua regelui? Ar trebui, că a făcut mult bine înainte, ce zic bătrânii. Dar noi, nu prea suntem mai tineri, nu știm cine a fost în viața lui Andrei. Preferați monarhia sau democrația? Democrația. Credeți că ar trebui sărbătorită această zi? Cred că da. Preferați monarhia sau democrația? Și cu democrația asta, dar parcă nu știu, nici monarhia n-am trăit, nu știu, nu cred, e bine. Credeți că ar trebui sărbătorită această zi a regelui? Nu, la noi nu. Cred, nu știu, nu, la noi. Deci... democrație. Și credeți că ar trebui sărbătorită această zi a regelui? Nu. Ar trebui sărbătorită și a mea, dacă sărbătorește la rege.